O eclipsă de soare se va produce atunci când luna trece între pământ și soare, prin fața soarelui. Văzut de pe pământ, discul lunii e de obicei mai mare decât cel al soarelui și dacă se întrepune între privitor și soare, îi blochează lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe pământ. Când discul lunii acoperă în întregime pe cel al soarelui, imaginea luminoasă obișnuită a soarelui este blocată complet și pentru o anumită zonă de observație și o anumită durată, de ordinul câtorva minute, eclipsa de soare este totală. Eclipsele totale de soare permit executarea unor studii astronomice speciale, dar au loc mult mai rar decât cele parțiale. Eclipsa inelară, care va fi pe 3 noiembrie, apare atunci când Soarele și Luna sunt aliniate exact cu Pământul și diametrul aparent al Lunii este mai mic decât cel al Soarelui. Din Soare se mai vede doar marginea, în formă de inel strălucitor ce înconjoară Luna întunecată. Eclipsele de Soare inelare sunt un eveniment astronomic rar. Eclipsa hibrid este o eclipsă intermediară între o eclipsă de soare totală și una inelară. În unele puncte de pe Pământ poate fi văzută ca fiind totală, iar în altele apare ca fiind inelară. Și acesta este un tip de eclipsă rar întâlnit. Distanța Pământ-Lună variază cu până la 6% față de distanța medie. Din această cauză, mărimea aparentă a Lunii diferă ca efect al distanței până la Pământ, iar de aici apare diferența dintre o eclipsă totală și o eclipsă inelară. Distanța Pământ-Soare variază și ea în cursul unui an, o rotație completă a Pământului în jurul Soarelui, dar această diferență nu influențează prea mult tipul de eclipsă. În medie, Luna apare ceva mai mică decât Soarele, pe bolta cerească. În acest caz, ne referim la dimensiunea aparentă și nu la dimensiunea reală. Și deci, majoritatea eclipselor centrale sunt eclipse inelare. Doar atunci când Luna este ceva mai aproape de Pământ decât în medie, aproape de perigeu, avem parte de o eclipsă de soare totală. Luna orbitează în jurul Pământului în aproximativ 27,3 zile. Această perioadă este cunoscută drept Luna siderală. Însă, în timpul unei luni siderale, Pământul a înaintat și el în mișcarea sa de revoluție, făcând o medie între timpul dintre două faze identice, de obicei luna nouă și luna siderală, obținem 29,5 zile. Acest răstimp este cunoscut ca lună sinodică. Pe traiectoria sa, Luna traversează ecliptica de la sud spre nord, când e la nodul ascendent, și invers, când e la nodul descendent. Nodurile lunare au o mișcare graduală, într-un sens retrograd din cauza gravitației Soarelui, iar un circuit complet se termină odată la 18 ani. Aceasta înseamnă că timpul dintre două treceri ale lunii prin nodul ascendent este ceva mai mic decât luna siderală. Această perioadă se numește lună draconică sau nodică. Fiecare eclipsă de soare
are o poziție proprie și se poate vedea doar dintr-o anumită zonă de pe glob. Pentru a observa cu ochiul liber o eclipsă de soare, de orice tip ar fi ea, este nevoie de un filtru solar special. Fără acest filtru, observarea eclipsei duce la accidente grave ale ochiului, care pot ajunge până la orbire. Filtrul cel mai accesibil este filtrul de sudură, mai dens. Filtrul ideal, numit filtrul Mylar, este o peliculă aluminizată care oprește radiațiile periculoase.